Bă, nu știu cum este obiceiul la voi acolo, dar la noi aici se lucrează altfel. Nu așa că e lucrarea și o termin. Dar cum e? Bă, mă zăpășit de cap cu întrebări. Tu taci și ascultă. Că eu sunt meșterul și eu te învăț de bine. Mă, vrei să lucrezi în România? Păi pune dracu mâna și învață cum să lucrează aici. Secret, cu o carieră de succes, este să ai lucrări multe. Oradea, Constanța, Arad, Timișoara, Baia Mare, pe dracu, bă, pe tot, în toată țara, să fii plurivalent. Ai înțeles? Dar cum faci? Pasul 1, ai luat lucrarea. Pasul 2, ai luat avans. Ai luat avansul, pac, la revedere. Mă, te interesează de lucrare, pentru că nu știu cum dracu se întâmplă, dar lucrările se termină singure. Și tu le dai greu, dar tot se termină. Că tu când fii acolo, cu tare de făcut, râghiperezi. Bă, ajungi la cărămidă, dai tencoială jos, ridici parchetul, ridici mochetul, dai becurile pe jos. Bă, faci șantier, nenorocire, dracu, acolo și nu mai te interesează. Lucrarea, până la urmă, o termină proprietarul. Păi ce le tâmpiți să stai atâția ani cu șantierul casă, dar pe tine și de ce nu mai te interesează? Pentru că te duci la pasul 3, altă lucrare. Înțeles? Altă lucrare, alta vas. Altă lucrare, alta vas. Altă lucrare, alta vas. Altă lucrare, alta vas. Uite, așa o ții, bă, primăvară, toamnă, în primăvară, până când nu o să mai îți dea nimeni nicio lucrare. Tu zici acum că au o nenorocire. Canci. Este cel mai bine. Nu mai îți dă nimeni lucrare. Ajutorul de șomaj. Ajutorul social. Pensie. Și pensie chiar începe viața. Da, de ce așa? De adresa mă ia. Bă, scuze-mă, te-am luat cantare. Întrebarea este foarte bună. De ce așa? Pentru că la noi, în țara asta, nu contează munca și ce faci. Contează ce zici că faci. Cu tare faci? Da. Cu tare te boci? Da. Cu tare. Și cu strategia asta ajungi să ai foarte mult timp liber pentru tine. Bă, tu ca meșter, tu trebuie să ieși în câștig mereu. Și de ce e important timpul ăsta? Pentru că noi, ca nație, în ADN-ul nostru, românul s-a născut poet. Băi, ca cum e chinezul, că s-a născut karatist. Cum e englezul, că s-a născut cu o limbă engleză în gură. Cum e neamțul. Stai, bă, că neamțul una, două, una pe șurubelniță face strică pe dracu să-l ia, băi. Românul a născut poet, că e bucătar, că e cofetar, că e șofer de târg, dă-l dracu să-l ia. Asta e pe locul 3-4, pe locul 1 e că e poet. Dar eu nu este român. Și nu știi ce bine îmi pare. Ce faci, mă, cine te-am deranjat? Ia să vedem, mă, ce avem pe aici, nu ia. Oh. Asta tu ce ți-a rămas, mă, din avansul care ți-am dat, nu? Bă, eu sunt de vină, tu nu ești de vină. Eu prost că am apelat la tine. Ia să vedem, noi ce mai avem pe aici, așa? Oh, ce asta? Normal, mă. La cât ai muncit, aveai nevoie de o pauză, nu? Mai ai bani la tine, mă? Ia să vedem. Mă, ia să... Ce geacă e asta, mai de firmă? Ia două jos, nu contează. Hai. Și pantalonii. Hai, bă, bănau. Bă, Vasile! Bă, dai, mă, Vasile! Jos acum pantalonii, auzi? Bă, și dacă uiști vreodată mă apelezi la tine să mă ajut cu ceva, dă-mi un cap în gură, mă, să-mi aduc aminte. Hai, mai repede. Dă-mi coace, patronul. Ieși. Ieși afară. Trântore. Pași. Îmi cer scuze, trebuie românești. Scuze pentru deranj. Spor la treabă în continuare. Așa, mă. Ce-i doșa? Bă, Filicile, am dat ceva. De ce? Nu știu. Chiar o fi vreun cadavru, cum ai zis? Bă, ești prost. Bă, Filicile, Ian, tu ești prost, mă, și nu mă mai face pe mine prost, da? Că-ți dau amendă. Bombă! Nu e bombă, bă, Robi. Dar ce? Ce faceți, bă, acolo, vă jucați? De ce se pasă, bă, acolo? Păi n-a spus domn primar să săpăm? Băi, Robi, eu sunt nebun la cap, bă. Nu te-am spus, mă, să sapi aici. Am zis, sapă, bă, acolo.
Nu, aici a zis. Cum aici, mă? Că aici e teava de gaz. Cum să... A, ce miroase, mă? Mi-a spart teava de gaz? Nu mi-a spart-o. Minte, domn primar, că i-am zis să nu sape aici, să sape acolo. Nu că hai să săpăm aici. Cum ți-ar gura, drag? Ce faci, mă? Ai dat în organ? Amendă. Fericire, dă una și din partea mea. Plătesc eu amenda. Bă, du-te, drag, de aici. Ia! Eu am oprit gazele, căsărit în aer. Căsărim în aer. Meseriaș, tată! Domn primar, gata. Terminat. Ați văzut, mă? Și fără autorizație. Care ia bani, altă distracție. Și acum ce vă uitați, mă? Robi, Fericil, haide, mă, la săpat în partea aia. Hai, viteză! Pauză de masă? Nu, i-au terminat. Stai, mai ai tunat faianță, dar mai ai gresia. Eu pus și gresia. Cum, ai pus și gresia? Da. Du-te, bă, de aici, mă. Fai chef de glume cu mine. Ia să vă... Ce mănânci, ce mă urez? Da, vrei și tu? E așa, urez fără carne? Fără? Nu, mulțumesc. Bă, nu se poate, mă! A terminat, mă! A pus și greștea și faianța, a chituit tot, a spălat acolo. Bă, ești prost? Bravo, bă, libanezule! Și modelul la greșie? Aoleu, ce cauți, mă, aici? Am venit... Drepturile de autor! Ce drepturi, mă? Drepturile de autor, căci Vasile, dacă cumva pe Grecia, pe faianța aia, este model, care l-am avut eu în cap, e o ție bagabonțară plagiat Victor Ponta. Ai înțeles? Și dacă s-a întâmplat treaba asta, tu mie ai să-mi dai o căruță de bani. Urâtule, trădătorule, taci! Stop, s-a pus barieră. Unde te duci, mă? Ca să verific modelul de gresie. Vrei să vezi modelul? Da. Hai că ți-l arăt eu. Ia uite! Ăsta e modelul Celentano. Ce zici? Vasilica, nu te juca cu mine că te dau în judecat. Eu nu am făcut modelul tău. Eu am făcut asta, una asta, una asta. Cum e că mă, una așa și una așa, așa? N-ai făcut floare la mijloc? Du-te, mă, de aici cu florile tale. Vasile! Tu pe primărie, eu pe meserie. Lasă-mă să întreb. N-ai făcut nici măcar romburi? Nu. Bă, fătă, băze, ți-ai bătut joc, bă! Ți-ai bătut joc de greie, ai făcut. Păi da, mă, să meșteri și tu te replici, înțelegi? Pentru că nu te gândești cu cap. Ba, eu mă gândesc cu cap, dar eu gândit că dacă omul nu te rul la mine put grese cu model, eu de te făcut model, că el vrut eu termin repede, nu dureze mult. Cu model dura mai mult. Prostule! Domnule, uite, Titeva, eu vorbit frumos cu dumneata. Respectat la dumneata, vorbit cu dumneavoastră, și tot ce trebuie. Și dumneata a făcut la mine prostule, și urâtule, și trădătorule, nu e voie. Nu e voie că vezi că eu mă supăr. Extraordinar! Mamă, și o să plâng acum, mi-e face frică de tine. Dacă te superi, ce faci? Mica aia de la bicicletă? Ia dai drumul din țara mea, hai! Ia dai tu drumul din curtea mea, hai! Ia lăsa, domnule, problema, ca să vorbesc eu cu el, că deja mă enervează. Ce vrei tu până la urmă? Adică, te vrei tu de la mine? Ce vreau eu? Vreau să ne dăm parte în parte. Hai, mă, dacă ești tare! Nepal, România, unul la unul, să vedem care pe care! Hai! Domn primar, îmi cer scuze, dar el, de când eu am întâlnit la el, el nu mai e zdignit la mine și nu are dreptate. Nici meserie nu știe, nici vorbească cu oamenii nu știe. Și miroase numai a băutură. E rusine. Da, eu te mai vrei să fac, am terminat pauză de masă. Vrei să faci o groapa ca să terminăm mai repede? Păi nu, mă, eu mă gândeam să fac zidărea, să stau pe ăștia de acolo. A, păi eu ți-i zidăresc după aia. Mai aveți o cazma? Ia-o pe a mea! Stop!
Nu te bucura. Te bucur degeaba. Ai câștigat prima repriză. Dar meșul nu s-a terminat. Urmează repriza a doua. Ha! Perfect! Perfect! 2-0. Nimic! Urmează decisiva! Asta nu rămâne așa. Ribanezule, ribanezule. Gata. Domn primar, gata groapa. Adă cementul. Fijicile, nu mai suport. Gata, mă, băieți! Gata, domn primar. Hai să ne apucăm de ce mai trebuie, că se face târziu. Bă, mai poți, mă? Păi, dar cum să nu? Ia, mă. A, e perfect, mă, e în regulă. Fericire, mergi la magazin și aduni niște nisip și trupi care niște ciment. Alo, ce, urgență? Acum? Vin. Domn primar, trebuie să plec, e urgență. Mă vezi, chiar n-a sunat nimeni. Du-te, mă, și cară ciment, obraznicule. Păi nu mai pot, domn primar. Nu, nu, lasă-l în pace, fac eu singur. Ce, mă? E lucrarea mea, eu o termin. Mă descurc, n-am nevoie de ajutor. Bă, tu ești sigur? Sigur, sigur. Chiar și așa, bravo, mă. Păi, atunci... Eu mi-am terminat treaba, că așa ne-am înțeles, să sapă groapă, nu? Mie să-mi dai banii, că am plecat. Ce bani, mă, că nici jumătate de groapă n-ai să o fac cu Robi. Tot băiatul ăsta a muncit săracu. La ea lasă vrăjeala. E așa, că e bine așa. Păi atunci plec și eu, domn primar. Ia stai, mă, așa. Ia aici. A, mulțumesc. Ce mulțumesc, mă, du-te și ia bere. A, câte? 4. 2 pentru mine și 2 pentru băiatul ăsta, că le merită. Eu nu beau, mulțumesc. Atunci bai eu 4. Păi și mie câte? Câte vrei, dar dă-mi banii tăi. Și fără alcool, că ești în timpul programului. Păi, domn primar... Mișcă-mă de aici, n-auzi? Vezi că sunt cu ochii pe tine. Domn primar, unde-i timentul? Uite acolo, în magazin. Ce dracu faci acolo, mă? Stau la pândă. Pe cine pândești? Pe ăla. Pe cine, mă? Ăla care m-a văzut. Care m-a văzut. Bă, bă! Nu te trec cu potolii, mă, nebunule. Ce vorbești, mă? Bă, ăsta este singurul drum către microbus prin altă parte. N-are unde să vină. Nu permit așa ceva fericit. Păi el vine la mine în țară să-mi facă de-asta. Vezi ce bătaie îi dau. Vezi ce morale fac. Adică curul lui. Bă, Celentano, fii atent acum că zic. Iartă-mă că zic, dar să știi că eu azi am ținut mai mult cu el. Bă, n-am înțeles. Da, mă, nebunului, că are și dreptate omul. Dacă vrea să muncească, ce, mă, cu el? Lasă-l, bă, să muncească. Bă, tu știi cum a săpat groapa aia, mă? Ce, că e excavator? Frate, pe chestia asta că ai a fac excavator, să vezi ce omor îi dau eu lui. Uite-ți din gură, uite-l că vine. Să trăiți? Hai, noroc, mă. Da. Gata treaba? Da, am terminat. Da? Da. A fost greu? E... Asta, da, ce să fac? Eu trebuie muncesc, că eu am avut nevoie de bani. Mâine vineară că m-a chemat o vecină de la domnul primar să-i pună stiei grăsesii faianță. Da? Da. Bravo, mă. Mulțumesc. Ia zi-mă și mie, ce muncești tu așa, mă, ce ești așa harnic, așa-i tot neamul tău? E nevoie de bani. Da, bă, te înțeleg, și la noi e nevoie de bani, dar nu muncești nimeni așa ca tine, mă. Eu am avut nevoie de bani mai mare, că e... Se trăiește greu la noi în țara. E mult mai greu. Eu am avut acolo nevasta, și doi copii, stia este iarăși gravidă. Mai avut doi frați mai mici, eu am avut grijă și de ei. Da, și nu e de muncă la noi în țară, e... Aici e de muncă, și te plătește și bine, eu este foarte mulțumit că pot să fac rost de bani ca să le trimit acasă. Nevasta mea face casă acolo, da. E breșteră ca tine? Nu, ea este gravida. Ah. Da, i-a făcut casă cu banii de la mine, de aici, da. Am înțeles. Da, îmi pare bine. Hai, noroc că ți se plecă... Bine, mă, salut. Pierd autobuză, da. Să trăiți. Salut. Pa, meștere. Bă, ăla mea, zi-mi e pa, meșere? Ce ți-a zis, mă? Bă, fii la capul tău, băi!
Ce n-ai cum? E băgat ca prostul crângile astea, că... Stai, mă, dracu, că m-am prins să mă răcine și ia vii-o încoace. Ia, mă. Ce m-am la dracu aici? Nu pot, mă, să fiu. Ia-ți-a, mă, un pinge de acolo. Mă, puțin. Băi, tu-mi pidule. Păi, mă, aici... Băi, nu mai m-am prins, mă răsăcești așa. Băi, rup hainele pe mine, bă, bă. Marilor! Băi, stai, bă, potolit, mă, nebunule. Alo! Da? A? Ce fac? Bine, tu? Nu mai ești mai chiar. E, te fac? De ce n-ai șapcă? E, te am? Dă-mi o țigară. N-am. Dă-mi o țigară. Eu nu fumez. Nu fumez? Nu. De ce nu fumez? Nu fumezi? Nu. Și nici n-ai șapcă, nu. A? Bine, bine. Gata? Mai aveai de luat un pumn, este? Vrei să te ajut, mă? Hai, în direcția asta, mă. În partea asta. În partea asta, mă. Vezi cum te cheamă? Țara, o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.